La cererea noastră, domnul ministru Predoiu a venit astăzi în Senat să răspundă acuzațiilor grave care sunt aduse privind ingerința în mersul justiției. I-am înmânat o serie întreagă de întrebări și am pus întrebări foarte clare, foarte simple. L-am întrebat, ca să fie foarte clar, l-am întrebat cine sunt sursele neoficiale care îl informează pe el și cum face să obțină astfel de informații în avans despre decizii ale instanțelor. Nu numai că nu a răspuns la întrebări, dar a avut tupeul să vină în Senat și să ne spună o variantă diferită de varianta pe care a spus-o la presă acum câteva zile. A venit și ne-a spus că, de fapt, sursele oficiale sunt niște ziare. După ce a declarat negru pe alb că sunt niște discuții din afara cadrului statal, de aceea am precizat că e vorba de sursele oficiale. Deci domnul Predoiu a venit astăzi să ne spună lucruri neadevărate și cred că este grav pentru justiția din România. Îi cerem demisia urgent. Nu putem să avem o astfel de persoană în fruntea acestui minister. Domnul ministru Predoiu astăzi a avut doar un discurs avocățesc. A încercat să scape ușor pe ușa din dos și să nu răspundă concret de unde avea acea informație, care erau sursele neoficiale pe care le-a accesat înainte de a da acel interviu. S-a referit doar că a făcut o eroare afirmând că există o soluție de achitare, dar a omis să ne explice de ce a simțit nevoia să consulte pe cineva, oficial sau neoficial. Cu privire la această întrebare, nu a dat un răspuns. Am arătat astăzi în plenul Senatului cât de important este ca un ministru al justiției să nu se comporte ca un avocat, să fie cel care ajută și garantează independența justiției, pentru că știm foarte bine, încrederea în justiție este foarte scăzută. Și astfel de afirmații, care nu sunt făcute deloc eronat, așa cum am văzut, pentru că nu sunt explicate, nu fac altceva decât să scadă și mai mult această încredere a oamenilor în justiție și până la urmă în ceea ce contează cel mai mult în sistemul de drept, într-un sistem de justiție independent. Deși nu sunt senator, am fost alături de colegii mei astăzi și am văzut seria de dezinformări și explicații în care mai mult s-a încurcat ministrul Predoiu. Nu este o campanie a USR-ului, o campanie politică. Au fost critici și din partea presei, au fost critici și din partea societății civile. Foarte multe ONG-uri au cerut demisia, pentru că nu este admisibil ca într-un stat de drept european, în anul 2023, un ministru să aibă certitudini cu privire la anumite soluții ce urmează să fie date în dosare. Și am observat la domnul ministru nu o eroare, o greșeală care poate fi trecută cu vederea la un moment dat. Am observat altceva, am observat un tipar. La un moment dat, în martie 2022, spunea de la tribuna Camerei Deputaților despre dosarul 10 august că ne-am înșelat cu toții cu privire la activitatea unui procuror în acel dosar și că are cunoștințe din acel dosar și ar fi trebuit să știm și noi ce e în acel dosar. Nu, un ministru n-ar trebui să știe ce se găsește în acel dosar. Am mai afirmat de curând, în același interviu în care a intrat în acest bucluc, în care s-a dat de gol, de fapt, referitor la speța Chioveși, care este instrumentată de SIJ 2.0, afirmând că au fost mai mulți procurori care au intrat în acel dosar, că un al treilea s-a retras și el și așa mai departe. Nu are de ce un ministru al justiției să cunoască toate aceste detalii. Informațiile pe care trebuie să le aibă sunt unele cu caracter general. A mai afirmat domnul ministru, în afară de exemplele pe care vi le-am dat, despre un dosar instrumentat de DNA prin mijloace de interceptare ambientală, criticând faptul că cineva s-a cablat și a înregistrat discuții politice. Păi prin astfel de declarații făcute de un ministru al justiției compromiți practic anchete penale. Înseamnă că transmiți către procurorul care face acea anchetă că și-a depășit prerogativele și de fapt a înregistrat nu infracțiuni sau nu dovezi ale infracțiunilor, ci discuții politice. Ministrul Predoiu s-a dat de gol, asta este marea sa eroare, dacă vreți, s-a dat de gol
și a arătat țării întregi că de fapt are cunoștințe despre dosarele care se soluționează de către procurori și de către instanțele judecătorești, motiv suficient să își ia fotografiile și rechizitele de pe birou și să-și dea demisia. A făcut suficient rău prin codurile penale pe care le-a adoptat și acum scapă mii de infractori și miliarde de euro prejudicii și prin aceste ingerințe și prin oligarhizarea întregului sistem judiciar, da, prin legile justiției. Da. Practic, ministrul Predoiu, după ce a trecut faza cu MCV-ul, a decis să se întoarcă în epoca Stănoiu și se comportă ca și Rodica Stănoiu. Acolo am ajuns și asta trebuie demontat cât de repede se poate, dacă ținem să avem cât de cât un stat de drept.